cred că România are un electorat fundamental de stânga, dacă este să urmesc criteriile pe care le-am expus în seara aceasta, pentru că există o antipatie vădită față de capitalism, înțeles în sensul radical ca economie de piață liberă, deci ca retragerea statului din reglementările libertății individuale de inițiativă și din pretenția de a redistribui bogăția potrivit unei scheme de justiție socială. Cred că aceste idei sunt ideea de redistribuție în beneficiu social și ideea de a reglementa inițiativa privată care în mod intrinsec e considerată ca fiind anarhică, aceste idei sunt foarte populare în România. În urmare, România cred că are un electorat fundamental de stânga. Ceea de dreapta în România ține de ceea ce eu numesc dreapta arhaică și deplor acest lucru. Cred că, într-adevăr, dacă noțiunea de ordine a proprietății private ar avea mai mult succes în România, poate chiar și mai mult de 10%, atunci ne-am schimbat foarte rapid. În al treilea rând, în privința modului în care acest lucru poate fi atins, e limpede că, într-un singur fel, vorbind, gândind, scriind și încercând să convingi, nu există nicio altă cale rațională de a convinge electoratul, și când spun electoratul folosesc o noțiune paușală, dar electoratul nu este un monolit, nu este un stâlp de granit sau un monocristal. Este făcut din enorm de multe, zone diferit orientate și care pot fi schimbate prin mijloacele care stau la îndemâna nu a statului, ci ale indivizilor ori a grupurilor de indivizi. Din acest motiv, asocierea oamenilor în jurul unui bine comun este un lucru care merge în sensul ordinii proprietății private și este un lucru care trebuie urmărit. Pe de altă parte, criticarea fobiei față de capitalism și criticarea simpatiei iraționale față de socialism, care are în sine o perversă și pentru mine malefică nostalgie după ordinea comunistă, toate astea trebuie făcute zi de zi de orice om responsabil. Și cred că invocarea emoțională care trebuie făcută permanent este cea pe care am produs-o în intervenția mea, aceea că noi nu trăim într-o epocă neutră din punct de vedere moral. Noi venim în urma și ca urmare a unei enorme traume genocidare produse de principiul că spiritul, că grupuri de oameni, ori oameni individuali, ori state, au un drept nelimitat de a revoluționa societatea. Acest lucru a produs peste 120 de milioane de victime și a produs enorme distorsiuni morale în judecata oamenilor. Acest lucru trebuie invocat mereu. Stăm pe un morman de cadavre. Nu putem să facem abstracție de acest lucru. Ori, ordinea proprietății private, statul de drept, raționalitatea și secularizarea sunt elemente care în permanență trebuie invocate pentru că sunt singurele care țin în frâu morbul, virusul acesta care a produs 10 de milioane de victime. Mulțumesc, Maria, pentru răspuns. Domnul Baltazar. Scula, da. Vă mulțumesc, domnule Stoica. Aș vrea, cu povestea asta pe care mi-a evocat-o, dacă o să vă spun, mi-a evocat-o, schimbul ăsta interesant de replici, să vă spun foarte scurt, o să încep să fiu foarte lapidar, o experiență proprie, care pentru mine a fost absolut iluminantă, ca să spun. În primele zile după 21 decembrie, eu eram inginer la o fabrică de anvelope lângă București, la vreo 30 de kilometri, rotat acolo pe motive strict politice, fusese în considerat, eram director Ministerului de Externe în anii 70-80, la începutul anului 80, și am fost socotit spion american. În fine, nu eram deloc agreabil de tovarășilor care conduceau secții externe și așa mai departe, fiind o nucă destul de tare și având
cu lipsă de modestie, spun și performanțe care făceau pe unii, inclusiv pe ministrul de atunci de externe, spune, dom'le, dar e foarte bun, dom'le, când avem nevoie să recuperăm 200 milioane de dolari, îl trimitem pe el. E, a murit asta, s-a terminat și deci am făcut 9 ani la munca de jos la Danubiana. Singurul lucru bun din acea perioadă a fost că mi-am demonstrat mie însumi că sunt greu de distrus și de acolo, fiind divorțat, de acolo mi-am luat nevastă și o nevastă extraordinară. Și, deci, extraordinar, n-am cuvinte să vorbesc. Și e cunoscută lui Dance Mihailescu, au fost colegi. Și în zilele alea 23-24, voi trebuie să știți mai bine care ați rămas în avangardă, a fost o ședință de constituire a grupului de dialog social, cred că la Intercontinental. Anunțată, eu disperat când am auzit că erați voi pe acolo implicați și mi s-a părut foarte interesant, m-am dus acolo, nu începuse încă ședința și Conu Alecu, paleologul, făcea recrutări. Așa, întreba, vă interesează? Și am făcut greșeala, după cum s-a dovedit, să mă duc la Conu Alecu, să-i spun, aș vrea să particip și eu. Ce dragă, ce meserie ai? Ce studii ai, nu? Ce studii ai? Studii ai? Și i-am spus, sunt inginer politehnician și am un doctorat în economie în Statele Unite. Da, era foarte derutat. Și nu trebuie să vă explic de ce. Fiindcă intelectualitatea tehnică, doctorat în economie, astea sunt niște mari păcate, cred eu, sau erau în mintea lui, cel puțin. Și vă spun, jur... Mai ușor cu prostiile, vă rog, da? Cum? Mai ușor cu prostiile, să nu sugerați asemenea bazaconii despre tatăl meu. Exact așa mi-a spus. Nu, asta e în mintea dumneavoastră. Nu. Nu văd că sunteți un demn succesor al lui tata pe partea proastă. A, mulțumesc pentru asemenea. Pe partea proastă, da. Eu divinizat. De-aia m-am dus la el. Așa că nu mai fiți așa de ținut. Vreți să faceți, hai de capul nostru. Da. Uite un exemplu. Și știți ce mi-a spus Conu Alecu? Vă jur. Da, dragă, da, e foarte bine. Pe chestiuni de astea de organizare, cu săli, cu mobilier, cu nu știu ce, ce poți să ne ajuți foarte mult. E clar? Deci pentru asta suntem noi buni. Să facem cu mobilierul, să băgăm mobila în sală, să aranjăm sala, să facem probabil ce face el aici cu aparatul ăsta. Ăștia care stați la masă. Ăștia care stați la masă. E vreun inginer la masă? E vreun economist la masă? E un fizician. Mă rog, părât așa, da. Nu, vreau să vă spun așa, că acest elitism, că există, deci, eu consider că există, nu elite, că sunteți elite, fără îndoială, dar există un anumit elitism. La noi, când vorbești de intelectual, sunt aproape exclusiv umaniști. Nu există. A venit de la economiști, nu de la umaniști. Da? Și care sunt convins. Dar de ce credeți? Suntem idioți? Noi ne dăm seama ce ar înseamnă pentru România un finanțist de top? Ce ar înseamnă să avem un ministru de finanțe de nivel mondial? Chiar credeți? Dar să știi că se poate. Sunt convins, dar nu știu de ce nu-l scoateți deasupra. În fine, bun, văd că sunteți într-o dispoziție extrem de conciliant așa și foarte, foarte self-sufficient așa și autosuficientă, e bine. Continuați așa și așa o să vă meargă. Eu vă spun încă o dată... Deci nu vă supărați, păstrați-vă și armul. Știu. Marfuios? Puțin, aș fost puțin. Îl cunosc de atâta vreme pe domnul Bogdan Bartazani, când nu înțeleg ce l-a apucat. A venit acum 10 minute și ne ceartă. Nu, în mintea mea vă cert de momentul Alecu Paleologul. 24 sau 25 decembrie 89. Mă uit la voi și nu înțeleg și mai sunteți și supărați că nu sunteți la putere, că nu sunteți băgați în seamă. Mai sunteți și supărați. Da, dar de ce nu ești tu la putere?
să știi că e o întrebare foarte legitimă. Nu știu dacă știi că atunci când a fost emoția aia cu Iohannis, cu nu știu ce, am fost unul din cei 3-4 avut în vedere, eram în cărți pentru a fi prim-ministru. Mulțumim! Asta vă trebuia. Și n-a avut țara asta norocul ăsta, îmi pare foarte rău să vă spun, asta e situația. Numai că mi-am dat seama că ar fost un act absolut gratuit dacă ne dăm seama de țara în care trăim cu cinism, poate. Vă mulțumesc că m-ați lăsat măcar să băigui ceva aici. Noi îți mulțumim, dar nu înțeleg de ce dai vina pe noi. Să știi că, în afară de faptul că suntem elitiști, n-am făcut nimic rău. E foarte grav. Alte intervenții, un pic.